Bună tuturor, eu sunt Cristina și nu ne-am mai văzut de mult la un book haul pe YouTube, așa că m-am gândit că este vremea să vă arăt ce mi-am mai cumpărat eu de pe Vinted, pentru că da, în continuare sunt absolut obsedată de Vinted, cumpăr și vând aproape zilnic, îmi place foarte, foarte tare această aplicație, așa că dacă nu aveți încă un cont acolo, eu vă aștept să facem indirect schimb de cărți și să descoper multe, multe lucruri noi, pentru că deja wishlist-ul meu este gol, pentru că am reușit să cumpăr majoritatea cărților de pe el din ultimii nu știu câți ani, dacă vă vine să credeți. Așa că am zis să renunț puțin sau să mai fac o schimbare, să nu mai postez doar pe blog imagini și să vă povestesc în scris despre cărțile pe care eu mi le-am achiziționat recent și cu atât mai puțin pe TikTok, unde am și mai puțină tragere de inimă să creez conținut. Așa că nu mai o lungesc, vreau să vă arăt exact ce mi-am cumpărat, pentru că s-au strâns câteva cărticele și sincer abia aștept să le pun la locul lor în bibliotecă. Prima dintre ele are o poveste deosebită, pentru că o caut de foarte mulți ani, o caut în anticariate, pe toate site-urile posibile și imposibile, Ecstasy a lui Ryu Murakami, și nu găseam această carte. Și de curând, chiar prima carte pe care am terminat-o de citit în 2024 este romanul său de debut, Albastru nemărginit, aproape transparent se numește. Am citit acea carte, i-am dat 5 steluțe și până și în recenzia respectivei cărți mă plângeam că eu nu pot, domnule, să fac rost de Ecstasy ăsta. Și ca să se întâmple a doua zi o mare sincronicitate și să apară în două locuri, pe două platforme diferite, să fie brusc available. Prima oară am găsit-o pe un anticariat online pentru că am primit notificare pe e-mail cum că revenise în stoc, costa 32 de lei, am zis ok, nu mai stăm la discuții, o cumpăr. După aceea am intrat pe Vinted și cineva o vindea cu 5 lei, așa că ce credeți că am făcut? Bineînțeles că am anulat prima comandă, mă rog, am scos cartea din prima comandă și am cumpărat-o de la persoana de pe Vinted care o vindea cu 5 lei, dar care erau șansele după o căutare atât de îndelungată să apară cartea în acea zi în două locuri diferite, chiar sub nasul meu? Ei bine, și asta este povestioara lui Ecstasy, care se află acum în mâinile mele și se va alătura celorlalte cărți scrise de Ryu Murakami din biblioteca mea. Mai am vreo 3, dacă nu mă înșel, sau chiar 4, da, chiar 4, cu 69 publicată în colecția Biblioteca Polirom în format mare, dar sunt foarte încântată că am obținut-o pe aceasta. Nu sunt sigură dacă toate cărțile lui Ryu Murakami sunt la fel precum prima, dacă peste tot tematica este cea a drogurilor și a desfrânării, însă sunt destul de sigură că acesta este cazul la Ecstasy. Sper să fiu la fel de plăcut impresionată cum am fost și de romanul său de debut și abia aștept să vă povestesc pe blogul meu și pe Goodreads și de ce nu, poate și pe YouTube la un moment dat, despre experiența mea cu această carte după ce o voi citi. Mai departe, am cumpărat de pe Vinted o carte scrisă de un autor pe care eu l-am cam gonit din bibliotecă, în primul și în primul rând, pentru că aveam câteva cărți scrise de Kurt Vonnegut în formatul acela mic de la editura Art, în format hardcover, și stăteau de mult timp pe raft, așa că am decis să le dau mai departe, pentru că nu le citeam și nu mă atrăgeau deloc. În schimb, am cumpărat, bun venit printre mai multe, o carte cu povestiri din colecția Raftul de Nisei, de la editura Humanitas. Am luat-o de pe Vinted, după cum vă spuneam, mă rog, toate cărțile din acest haul sunt de pe Vinted, cu foarte, foarte mici excepții. Am decis să o cumpăr pentru a-i da o șansă autorului, am văzut că este destul de lăudată, autorul în sine este foarte, foarte popular, mi-a plăcut maxim și coperta și am ceva așteptări, chiar mi-aș dori să-mi placă. Știu că scrie ceva în gen SF, umoristic, satiră socială și nu sună like my cup of tea, dar ar putea fi, dacă este scrisă într-un mod în care eu rezonez cu acel mod în care este ea scrisă. Altceva mai multe să vă zic, nu știu, habar n-am care sunt exact tematicile povestirilor, dar am descoperit recent că îmi plac cărțile de povestiri, mă încântă și să dea Domnul, ca eu și domnul Kurt Vonnegut, să avem o relație bună. Când am zis mici excepții, m-am referit literalmente, mici excepții. Am aici 5 cărți din colecția Iubiri de altădată, de la editura All sau Alpha. Aparent sunt și numerotate, n-am observat acest lucru. Am numărul 6, numărul 4, 15, 17 și 18, pentru că cei de la OL aveau lichidări de stoc, fiecare dintre aceste 5 cărticele a costat 5 lei, iar transportul a costat 20 de lei, bineînțeles, dar eu am zis că merită. Comanda mea a început de la Paul și Virginia, de Bernardin de Saint-Pierre. Am auzit de această
acest mit sau această legendă, nu sunt exact sigură despre ce este vorba, dar știu că este o poveste de dragoste foarte celebră și dețineam povestea în format foarte vechi, din colecția Biblioteca pentru toți, în acel format foarte vechi și prăfuit și n-am putut să o citesc în acel format și așa că am văzut că există în acest format și am decis să o cumpăr și am zis, dar de ce să stea singurică pe rafturile mele, așa că i-am mai luat niște prieteni. Deci pe lângă Paul și Virginia mai avem aici Ethan Frome, o poveste scrisă de Edith Wharton, Floarea pasiunii de Matilde Serao, El și ea de George Sand și Iubire și gimnastică de Edmondo de Amicis, cel care a scris și Cu ore inimă de copil, pe care încă nu am citit-o și tot zic o să o citesc din clasa a doua sau a treia. Mi se pare că arată foarte drăguț aceste cărticele. Îmi sunt cunoscute de la Starbucks, da? În liceu mergeam foarte des la Starbucks, mai ales la cel de la Victoriei și știu că aveau pentru clienți exact cărți din colecția asta puse deoparte pentru a fi răsfoite cât timp stai la coadă. Asta m-a convins să le cumpăr. Arată drăguț. Citisem descrierile de pe spate de la fiecare, bineînțeles, înainte să le cumpăr. M-au convins, sunt povești scurte. Măcar Paul și Virginia sper să citesc anul acesta. Haide să ne punem un obiectiv realist. Și celelalte, oricum, vor mai rămâne ceva timp pe rafturile mele până când ori le citesc, ori nu le citesc. Aici am o carte care completează colecția mea cu bazmele românilor. Îmi lipsea fix volumul 1. Eu deținând deja volumele de la 2 până la 10. Mi s-a părut foarte simpatic să constat că această colecție începe cât se și termină cu Petre Ispirescu și bazmele sale. Nu am parcurs niciunul dintre volume, firește, și cele mai multe bazme sunt complet necunoscute, dar am zis că este o colecție care merită colecționată, mai ales că volumele despre care vă spuneam, de la 2 până la 10, au fost achiziționate tot de pe Vinted la prețul de doar 30 de lei, pe când această colecție se vinde chiar și cu 300 de lei, așa că am zis nu, este șansa mea, doar că îmi lipsea primul volum și iată-l aici, l-am găsit și pe el, colecția este acum completă și la un moment dat, singura sau cu viitorii mei copii sau prieteni imaginari sau cum va fi să fie contextul respectiv, o să le și răsfoiesc dacă nu chiar citesc. Am mai plasat recent o comandă la un anticariat online, de unde am achiziționat muzică pentru Cameleon de Truman Capote, din seria de autor, adică seria cu numele său de la editura Art, în acest format super simpatic și hardcover. Eu tot continui să-i colecționez cărțile domnului Truman Capote. Eu citind de la acest domn doar mic dejun la Tiffany, dar plăcându-mi foarte mult acea gărdicică, am zis, de ce să nu-i strâng și restul colecției de povestiri, pentru că și aceasta este o carte cu povestiri, din ce am înțeles, mi s-a părut simpatică, a avut un preț accesibil și prin urmare am achiziționat-o, chiar sper să nu mă dezamăgească, mi s-a părut un autor ușor de parcurs și plin de imaginație, cum sunt toți artiștii, nu este așa. A avut el ceva ce mi-a plăcut mie acolo și prin urmare îl tot cumpăr, dar dacă mă supăr într-o bună zi o să-l dau cu totul afară din casă, așa cum am mai făcut și cu alți autori. Acesta este genul meu de cititor / cumpărător de cărți, pentru că, repet, sunt două lucruri diferite și cam atât vă pot eu spune despre muzică pentru cameleoni. Aici avem o carte foarte celebră care a fost și ecranizată, Pacientul englez de Michael Ondaatje, nu știu dacă așa se pronunță, mai am o carte scrisă de acest autor în bibliotecă, nu am citit nimic de la el încă, însă am văzut-o la super reducere pe acel anticariat online despre care vă spuneam. Este o carte populară, deci am ceva așteptări de la ea, dacă a fost plăcută de atât de mulți oameni, cred că e ceva poveste de dragoste tristă. Sincer, să fiu, nu știu mai multe detalii, mi-era cunoscut doar titlul, îmi place această colecție, prețul a fost ok și iată toate argumentele de care eu aveam nevoie pentru a o achiziționa. Dacă voi ați citit-o și sunt sigură că printre urmăritorii mei trebuie să existe măcar câteva persoane care să fie citit Pacientul englez, vă rog să-mi lăsați părerea voastră în comentarii, pentru că în funcție de feedback-ul exterior pe care îl primesc într-o formă sau alta, cartea urcă sau scade în lista priorităților mele de lecturi, care este, precum la noi toți, interminabilă.
În aceeași comandă de la anticariat am achiziționat și cărarea cuiburilor de păianjen. Nu știu de ce am pus astfel accentul, nu mă întrebați, pentru că poate, pentru că nu știu cum, așa se focalizează. Cărarea scrie mare. Așa, de Italo Calvino. Numele acestui autor mi era cunoscut pentru simplul fapt că una dintre cărțile sale face parte din colecția Cărți Cult de la editura Art și eu ador acea colecție de cărți mari și hardcover cu au formatul perfect pentru mine și pentru ochii mei în mod special, așa că am văzut această cărticică foarte subțirică de la editura All cu această copertuță drăguță din colecția Strada Ficțiunii. Îmi place cum au încadrat aici, hai te mai focalizezi o dată. Da, fix aici au pus logo-ul colecției, m-am citit și descrierea de pe spate, pare interesantă. Oh my God, ce font mic! Detest când cărțile au fonturi mici, dar măcar are hârtia galbenă, nu știu dacă mă înțelegeți, dar da, nu știu când voi ajunge sau dacă voi ajunge să o citesc acum că am văzut cum arată în interior, însă acesta nu este un motiv să nu vă o prezint în acest book haul. Mai departe, revenim la cărțile achiziționate de pe Vinted. M-am săturat de tine, de Bae Suah, care face parte din colecția Romanul secolului 21 de la editura Univers. Îmi place foarte, foarte mult acest format. Mă îndrăgostesc slowly de această colecție. Am tot încercat să evit această carte pentru că avea niște recenzii destul de negative. Oamenii spuneau că nu e cine știe ce, ba chiar că a fost destul de nasoală. Însă ceva m-a tot adus înapoi și până la urmă am cumpărat-o. Era în folie când am primit-o, deci efectiv a fost nouă, este o carte scurtă, înțeleg că este vorba despre o femeie care se opune instituției căsătoriei în viață și ne spune aici ofurile ei și neplăcerea pe care o resimte în experiența cu bărbații și cam asta este tot ce știu despre carte, dar nu știu, e foarte simpatic, arată într-un fel foarte simpatic și îmi dă. Am ales-o pe baza vibe-urilor, efectiv. Îmi dă un vibe bun și iat-o aici în mâinile mele. Mai departe, am ales să micresc colecția de cărți strânse și necitite de la Henry Miller cu acest volum, Zile liniștite la clișii. Am fost foarte surprinsă să descoper că nu dețineam deja această carte, întrucât eu dețin vreo 7 sau 8 alte cărți scrise de Henry Miller, dintre care am citit doar două și acelea de non-ficțiune, deși cred că majoritatea sunt de non-ficțiune. Ideea este că Anais Nin m-a făcut să vreau să-l cercetez îndeaproape pe acest misterios domn și foarte erotic scriitor. Acest volum este foarte subțire și am impresia că este vorba despre Anais Nin în el, pentru că știu că pomenea ceva despre acest clișee, dar nu aș vrea să mă arunc în presupuneri. Ideea este că mă bucur că l-am găsit, a avut un preț excelent, bineînțeles, ca toate achizițiile mele. Și cam atât vă pot spune despre autor slash carte. Aici am o altă carte luată de la anticariat, care în mod normal și general era destul de costisitoare, însă eu am văzut-o la un preț foarte îmbietor și am decis să o cumpăr, Imperiul Soarelui de J.G. Ballard. J.G. Ballard. Da, știu că a fost ecranizat acest roman, însă n-am nici cea mai vagă idee asupra subiectului. Nu știu dacă e ceva SF, cum sună sau ceva despre război, n-am nici cea mai vagă idee. Mai am, cred că Nopți de cocaină, a scris acest domn și a mai scris Crash, pe care o am și pe ea pe aici, pe undeva, da. Chiar mă uit la Crash, într-adevăr, el a scris-o, confirm. Și am decis să o cumpăr, pentru că, da, este o raritate și avea un preț bun și pare că mi-ar plăcea, tot așa bazat pe vibe-uri și nimic altceva, dar să știți că sistemul meu instinctual funcționează destul de bine. În general îmi place ceea ce îmi cumpăr, chiar dacă nu știu ce fac atunci când fac într-un mod rațional. Așa că poate vă inspir și pe voi să faceți alegeri în acest stil, măcar așa de câteva ori în viață merită. Deși recent m-am lepădat de un număr semnificativ de volume de la editura Arthur din această colecție cu, mă rog, în culori, Violet History, Smart Blue, Red Adventure și ce mai aveau ei, deși am făcut acest lucru pentru că mi-am dat seama că totuși strânsesem degeaba acele cărți și că
nu aveam chef să le citesc și că oricum mai am o grămadă de alte cărți clasice pentru copii care mi-au plăcut sau unele care mă așteaptă. În fine, totuși ceva m-a atras să o cumpăr pe aceasta, Noaptea despărțirii de Jennifer A. Nielsen. Noaptea în care războiul rece ridică un zid în inima Berlinului, este destul de self-explanatory, avem aici polițai. Cumva mă tentează să fiu în miezul acțiunii oarecum când s-a întâmplat acel lucru teribil care a fost el zidul Berlinului, mai ales că este o poveste repovestită pentru copii, mă rog, adaptată, asta este cuvântul mai potrivit. Și mi-a plăcut coperta, adică sunt destul de, nu vreau să spun shallow, pur și simplu sunt atrasă de estetica romanelor acesta reprezintă un criteriu destul de important de selecție pentru mine, așa că odată coperta și doi la mână subiectul m-au făcut să cumpăr această cărticică. Nu știu când voi ajunge să o citesc, dar momentan nu mi regret alegerea. Avem aici o carte din colecția Cărți Cult, cred că mai mult ca sigur cea mai scurtă dintre cele pe care le dețin eu, se cheamă Proscrișii de S.E. Hinton, foarte subțirică cărticica, nici coperta nu este cine știe ce, dar oamenii chiar o lăudau pe Goodreads, pentru că acum am învățat minte și citesc recenziile de pe Goodreads înainte de a face o nouă achiziție. Mă rog, colecția în sine mă convinge, știu că au apărut aici doar cărți foarte apreciate de-a lungul vremii, mă rog, nu înseamnă că o să fie toate pe gustul meu, dar șansele sunt destul de crescute, n-am citit încă Proscrișii, am doar o vagă idee despre ce ar fi vorba, ceva bătălie între clasele sociale, ceva adolescenți, cam pe acolo se încheie cunoștințele mele în privința acestei cărți, însă cred că voi ajunge destul de repede la ea. Mi-aș dori să-mi și placă. Dacă voi ați citit-o, vă rog să nu ezitați să-mi povestiți puțin despre asta în comentarii. Aici am o carte ce se afla de mult timp pe wishlist-ul meu, bineînțeles, tot din colecția Cărți Cult, Walden sau Viața în pădure de Henry David Thoreau. Eu și pronunțiile acestea mai fancy nu ne înțelegem, dar îmi place această carte foarte mult, cum arată cel puțin. N-am intrat foarte adânc în subiect, că nu m-a interesat. Am auzit de Walden de nu știu câtă vreme și vreau să știu și eu care este treaba cu acest Walden. Cine este Walden? Vreau să-i cunosc povestea. Am încredere că este ceva spectaculos, care chiar dacă poate nu o să devină cartea mea preferată, cel puțin o să fie ceva acolo, domne, ceva impresionant. N-ar fi pus ei cartea asta în colecția Cărți Cult dacă n-ar fi avut ceva special, nu-i așa? Și n-aș fi auzit eu de Walden de la 11.000 de kilometri distanță lumină distanță, dacă n-ar fi fost ceva de capul lui Walden. Și asta e cam tot ce pot eu să spun despre achiziția acestei cărți, tot de pe Vinted. Mai am aici o cărticică pe care am cumpărat-o ceva acum mai mult timp, tot de pe Vinted, dar am păstrat-o ca să vă arăt, pentru că atât de mult vă iubesc. Este vorba despre Ochii tăi m-au văzut de Sion. Oamenii, cercetătorii britanici, oamenii de pe Goodreads nu au avut o părere atât de bună despre această cărticică. Li s-a părut anostă. Vorbesc așa, fac un rezum la ce am citit eu pe acolo, însă mie mi-a plăcut foarte mult Vulpea albastră și am mai citit și Manastain de la Sion și mi s-a părut ok și acea carte, așa că, prin deducție logică, de ce n-ar fi ok și aceasta de la editura Niculescu, o editură pe care o apreciez din ce în ce mai tare și le cumpăr cărțile de pe Vinted. Nici nu e așa de lungă, nu mai țin minte subiectul, dar eu mă aștept să-mi placă, totuși eu mă încăpățânesc și vreau să cred că Ochii tăi m-au văzut o să-mi placă. Și în sfârșit, ultima carte din acest book haul, Privind soarele în față, de Irvin D. Yalom, de la editura Velant. Cred că v-am mai spus, dacă nu vă mai spun încă o dată, că eu tot îi colecționez cărțile acestui domn mare psihiatru, deoarece am auzit eu în cei 2 ani de formare în psihoterapie integrativă pe care i-am făcut că este grozav.
Am încercat să-l citesc, am încercat să încep cu Minciuni pe canapea, m-am plictisit după foarte puține pagini, dar asta nu înseamnă că celelalte cărți ale lui nu mi-ar putea susține interesul, așa că eu continui să le cumpăr, mai ales când prețurile de pe Vinted sunt mult, mult mai avantajoase decât cele din librării. Ei bine, nici dacă aș vrea, nu cred că aș putea să vă arăt toate cărțile în același timp, așa că sper că le-ați reținut din moment ce le-am prezentat pe rând. Îmi place să filmez clipuri uneori și îmi place că încă sunteți alături de mine. Îmi place foarte mult și această broșă lucrată manual cu un porcușor, luată tot de pe Vinted. Sper că v-a inspirat cât de cât acest videoclip. Eu vă aștept în comentarii să inițiem o conversație. Dacă v-a plăcut, dați un thumbs up. Dacă nu mi-ați dat deja subscribe, vă rog să îmi dați pentru a mă încuraja să rămân pe aici. Pentru că oricum o să rămân pe aici, pentru că îmi place să fiu aici, dar nu strică niciodată o încurajare. Ei bine, o zi minunată să aveți cu toții și ne vedem data viitoare!